Concursul național pentru artiști amatori Carmen Silva a ajuns la cea de-a 6-a ediție și are ca obiectiv general continuarea activității admirabile începută de regina Elisabeta, o activitate de mecenat care a adunat lucrări de artă plastică ce ulterior erau expuse în sălile deschise publicului. 36 de tineri talentați din întreaga țară, cu vârste cuprinse între 7 și 29 de ani, au acum șansa de a se face remarcați, dacă vor participa la una din disciplinele de concurs, fie desen, pictură, gravură sau fotografie. Aceștia trebuie să trimită prin sistem electronic 5 lucrări personale, scanate sau fotocopiate împreună cu formularul de înscriere pe site-ul oficial al muzeului www.peleș.ro până la data de 1 aprilie 2016. Lucrările câștigătoare vor fi desemnate pe data de 16 aprilie și vor fi expuse în cadrul expoziției temporare ce va avea loc la Castelul Pelișor și care va fi deschisă pentru public în perioada 28 mai 26 iunie. Mult succes le urăm și noi tinerilor talentați și încurajăm să participe la concurs!